La schimb de mame, extremele se atrag. Astăzi vom afla două povești de viață diametral opuse. Cea a Gabrielei și a fratelui ei Petrică, crescuți de asistenți maternali și apoi în centre de plasament, eufemismul vechiului orfelinat. Fac parte dintr-o familie monoparentală. De tatăl fetii m-am despărțit când copilul avea o lună și trei săptămâni. De atunci muncesc, îmi câștig existența cum pot și mă descurc. Și cea a Mariei, care se poate considera răsfățată de viață și de cei dragi. Suntem un cuplu fericit, împlinit pe parte materială, dar și pe parte sentimentală. Gabrielei viața nu i-a dăruit absolut nimic. Ascultându-i povestea, ajungem să ne întrebăm de unde a găsit această tânără mamă puterea de a continua mereu, de a lupta și de a-și depăși condiția. Locuiesc cu fratele meu momentan pentru o perioadă de timp. Noi am fost abandonați împreună, am crescut împreună la un asistent maternal care ne-a îngrijit foarte bine și am fost tratați și am avut o copilărie mult mai bună decât am fi putut o avea la propria noastră familie. Suntem 12, 13 frați, nu știu exact. Eu una nu țin legătura cu toți, doar îi cunosc. Mamele din cele două familii se raportează total diferit la viață. Gabriela din Târgoviște se consideră o luptătoare, dar are încă multe temeri. Cel mai dureros a fost că nu am avut părinți și nu am avut cui să ne plângem și cui să cerem ajutorul, chiar și dacă vine vorba de un sfat. Amalia din satul Cărpiniș, comuna Roșia Montana, se consideră împlinită și are și motive să o facă. Ionel este un om corect, cinstit, iubitor, atent, îmi oferă flori, mici atenții. Cele două femei vor face schimb de mame pentru o săptămână, o experiență unică în viață. Gabriela, împreună cu Petre, fratele ei mai mare cu un an, a avut o copilărie tristă. Abandonați de mamă, fără să-și cunoască tatăl și o bună parte din cei alți 10 frați, ei au fost crescuți de o doamnă cu suflet mare. La vârsta de 4 ani, când aveam eu 4 ani și sora mea avea 3 ani, am fost luați de stat, ne-a dus la Târgoviște, noi normal suntem din București. Am fost crescuți acolo la o familie vreo 10 ani în plasament. Nu ne-a lipsit nimic, eram foarte bine față de mulți copii de la școală, îmbrăcați, mâncați. Mama mi-a fost cine m-a crescut și o să-mi rămână mama, femeia care m-a crescut și mi-a dat educație și valorile pe care le am sau ar trebui mai mult sau mai puțin să le am. De când aveau 12, respectiv 13 ani, cea care le-a fost mamă nu a mai îndeplinit condițiile impuse de lege să-i crească pe copii. Au fost preluați de stat. Un stat incapabil să ofere dragoste, protecție și sprijin real în viață. A început calvarul. În 2010, mi-aduc aminte, pe 1 iunie ne-a dat. A fost o despărțire grea, foarte grea. 1 iunie, ziua copilului. Urât, nu? Despărțirea a fost traumatizantă. Teamă, disperare, ruptură. Asta au simțit cei doi frați. Vă dați seama, până ne-am adaptat aici la centru, a fost greu. Când se închidea ușile, se întâmplau tot felul de lucruri. Și treia să fii rău. Dacă nu erai rău, erai slab, prădător sau pradă. Anii au trecut și rănile s-au cicatrizat, dar ele rămân acolo. Uneori Petre a luat-o pe căi greșite, însă a avut mereu sprijinul surorii. Gabriela e cel mai bun om care l-am cunoscut, vine să plâng. Gabriela e cel mai bun om care l-am cunoscut și care am avut norocul să-mi fie prieten în primul rând. Gabriela m-a susținut din orice punct de vedere, indiferent că am făcut bine sau rău, a fost lângă mine. Și un om când te iubește asta, îți vrea bine, indiferent că îți vorbește mai rece, mai țipă, mai asta, e orice familie. Nu cred că există familii perfecte, indiferent câți bani ai avea sau din ce condiții trăiești. Păi el îl iubesc pentru că am crescut cu el, ne unește copilăria, cred. Gabriela lucrează la un azil de bătrâni și, având un curs de masaj, încearcă să-și suplimenteze veniturile. Petre are de gând să plece în străinătate, însă deocamdată locuiește cu sora lui, divinizându-i fica. Alexandra e ochii mei și simt că vreau să văd bine. Nu vreau să treacă prin ce am trecut noi, nu vreau să aibă anturajele noastre. Ionel și Amalia trăiesc o altfel de viață. Familist convins, bărbatul a luat-o de jos, ca angajat al unui service auto. Am venit în Roșia Montană în 2003. Am lucrat în jur de 7 ani la serviciul respectiv, după care mi-am construit eu propria afacere, un service auto. Am muncit foarte mult la service, zi lumină, deci a fost muncă titanică, a fost foarte multă muncă.
a muncit și acum își trăiește visul, mulțumindu-și în același timp și soția. La începuturile noastre, să zic așa, nu ne-a fost deloc ușor. Eu am fost educatoare foarte departe de casă, făceam navetă 100 de kilometri pe zi, doar ca să se mai adune câțiva bănuți, pentru că în perioada aceea nici serviciul nu era chiar plecat bine. Dar încet, încet am reușit. Dacă amândoi am muncit și am fost aproape unul de celălalt, atunci lucrurile au mers bine. Amalia, educatoare de meserie, duce acum o viață tihnită. Își face meseria cât poate de bine, însă nu are povara vreunei gospodării grele sau a unor munci fizice care să o istovească. Timpul liber și micile răsfățuri sunt componente constante în viața Amaliei. Având o casă jos în comună, un serviciu autopropriu și o pensiune numită Casa din Deal, cei doi soți se declară pe deplin mulțumiți. Noi inițial ne-am propus o casă pentru noi de vacanță, să avem unde să ieșim, să ne relaxăm. De acolo ne-a venit ideea să o dăm și la alții să se bucure de frumusețele zonei. Tot ceea ce noi muncim și realizăm, avem un scop, bineînțeles, pentru fetița noastră, pentru Melissa, ca ea să nu simtă grijile, lipsurile. Pentru că noi nu putem să spunem că am fost așa în copilărie. Și de acum singura lor preocupare este să-i ofere o copilărie lipsită de orice fel de grijă și, de ce nu, un start consistent în viață. Cele două mame se pregătesc de plecare și doar încurajările celor dragi le fac să-și mai ia gândul de la emoții. Urmează și sfaturile. Să te porți frumos cu mămica de schimb. Da, poate vine și cu copiii aici. O să vină și cu copiii aici, după ce o să vin eu acasă, da? Că noi o să rămânem prieteni, da? Mai mare emoție am eu pentru tine. Serios? Da. Și eu nu mai vorbesc de ce emoții am. Da. Te roagă mami să fii cu minte, da? Mă ajungi? Bași tu? Mersi! Doamne, ce mă făceam fără tine, baguși pe asta. Multe bagaje, zici? Cam două. Multe. Nu sunt multe. Eu am văzut la emisiune că numai cu unul mergeau. Vino și te pup. De-ai luat și telefonul? Telefonul mami o să stai acasă. Tu poți să stai pe el. Să fii cu minte, da? Bine! Hai, Meli, eu urcă-te un pic pe el. Nu... Urc? Da. Dar nu-l spargi. Nu-l spargi, ia, apaste pe el. Așa, ok. Bun, poți să cobori. Dăm poti. Hai, pa. 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 Pa, mami, te iubesc. Du-te în casă, fugi. Pa. Să dormi de vreme. Okay. Fugi. Tragi mâna și cu... Ai ia pata, hai, pa. Vă pupă, mami, să fiți cu minți. Oh. Fugi, mami, fugi. Hai, nimic, să-i facem papa când se urmă mașină. Hai, papa. Greele mai sunt despărțirile, dar când ai în față un drum lung, inima parcă-ți spune să lași orice griji deoparte și să te abandonezi aventurii ce urmează. Păi papa lui mami, că pleacă. Am pupit. Te-ai pupit. Oh, nu plânge, iubesc. Mă plângi, iubita mea, gata. La Cărpiniș, accesul la drumul principal e un semn că despărțirea e aproape. Ionel își conduce soția spre punctul de pornire. Încuvințează patrupedul familiei. Fii cu mintele, hai, hai la tati, hai. Niciodată n-am plecat de lângă ea așa. Atâtea zile sunt emoții. Și nu sunt emoții pentru ce o să găsesc, sunt emoții pentru ce am lăsat. Și sper să descurc și să... Să iasă totul bine. Să fii cu minte, da? Mm-hmm. Și să o ascult pe mama de schimb, bine? Și pe tati. Da. Ok, și mami se întoarce repede, bine? Da, fai da. Bine. Ai grijă de mami și de mămica de schimb, da? Pa, să fiți cu minți. Să mă așteptați. Bine. Pa. Pa. Pa, Lesi. Pa. Pa. Călduri, efectiv, simt călduri prin tot corpul așa. Nu știu unde mă duc, de aia. Zâmim și noi, fiindcă amândouă mămicile s-au desprins în sfârșit de acasă, iar acum află fiecare și destinația spre care se îndreaptă. Sat Cărpiniș, comuna Roșia Montană, județul Alba. Wow! Super! N-am fost niciodată în Alba. Nu pot să-l scot.
Târgoviște. Târgoviște, județul Dâmbovița. Wow, n-am fost pe acolo. Abia aștept. Baftă mie. Și ca de fiecare dată, drumul spre o astfel de aventură cuprinde emoții nebănuite. Dar cel puțin locurile sunt pitorești, iar zonele sunt explorate de această dată cu ajutorul echipelor de filmare. Se pare că am ajuns, dar să aflăm și unde. Hei! Ce drum lung! O să-l pot eu cobor acest bagaj? Peisaje frumoase, aer curat. Sper să rămân cu același entuziasm. Am ajuns la bloc și la oraș, cum mi-am dorit. Ah, la ce etaj o fi, mămica? Și casa. Aici e casa? Nu, stai un pic, că trebuie să vină o mașină să te ia. Serios? Wow! Ce grele sunt! Mă așteptam să fii pe undeva pe aici. Oh, ce bine că e la parter și nu mai trebuie să urc. Se vede. Oh. Bune, ce mă așteaptă? Bună din nou? Ce înseamnă asta? Unde mă duceți? Curat. Priveliștea înseamnă cu ce am eu. Așa, să vedem la frigider. A, ne-a lăsat mămica aici ceva să gătim. La volan, colegul nostru Lică, ajutor de nădejde. În dreapta lui, mama de schimb. Iar în față, un drum forestier. Wow! Asta da surpriză! Mam! Wow! Așa ceva nu mă așteptam, măi! Nu o să poată așa ceva. Wow! Câtă frumusețe aici! Fua! E de vis mai aici! Aici am lăsat, nu mai mă duceți acasă! Oh, și mămica are tocuri. Și de copii, și de copii, e fetiță, fetiță. Suntem din nou la Cărpiniș, județul Alba, printre munți și văi și miros de brad. Mama de schimb nu știe încă ce să creadă, dar se bucură de locul unde a ajuns. Cert e că fiecare speră să aibă parte de surprize cât mai plăcute. Aici o să stăm, wow, e frumos. Fete, aici ce avem? Un living. Peisajul e... spectaculos. Sunt așa, în extaz. Nu știu ce să cred, nu știu ce să... Nici nu vine să cred că e adevărat. Avem poze, fetiță, nu m-am înșelat. Și pentru copilaș! Super! Wow, ce frumos e podul! Mamă, ce frumos e, doamne! Mașină de spălat, o baie mică, ca și la bloc. E ok. Wow. Nici nu știu unde să o iau, prima oară. Stânga, dreapta. Dar un dormitor și living. E fetiță, da. Are tabletă. Wow. Wow. Dacă ar fi văzut fetița mea ce e aici, ar fi fost cea mai fericită. Scuze, m-am emoționat. Deci asta ar fi fost camera perfectă pentru oricare fetiță, nu mai zic că pentru fetița mea. Dar copilul meu mi-amintește. E îngrijit, dar e micuț. Așa sunt apartamentele, normal. Wow! Tind să cred că e o pensiune. Bun. Eu cred că o să mă pierd aici. Ce mișto e să iei dimineața, micul dejun, prânzul și cina să vezi toate astea. O lăsăm pe Gabriela să inspecteze în continuare pe unde a ajuns și să se minuneze de ce găsește printre camere și holuri. Nota 10, cum s-ar spune, iar mama de schimb abia își mai găsește cuvintele. Wow! Wow! E ceva la care chiar nu mă așteptam. Eu așa ceva n-am văzut decât în filme. Sunt knockout. După ce au inspectat bine locul unde au ajuns, mamele citesc acum regulamentul ce și l-au încredințat.
Bine ai venit la noi! Numele meu e Gabi, am 25 de ani și locuiesc aici împreună cu fetița mea de 6 anișori, Alexandra. Cu noi mai stă acum și fratele meu, Petre, care peste câteva săptămâni va pleca la muncă în străinătate. Ups! Are soț? Bine ai sosit! După cum ai văzut, ai ajuns la o casă de vacanță. Aici ne relaxăm noi și m-am gândit că poate vreunei mămici îi va prinde bine să mai schimbe puțin peisajul. Eu și fratele meu am fost abandonați când abia împlinisem 3 ani și am ajuns la o asistență maternală. Eu mă numesc Amalia și sunt educatoare. Pe soțul meu îl cheamă Ionel și o avem împreună pe Melissa, o fetiță de 9 ani și 10 luni. Viața mi-a arătat și partea ei mai puțin frumoasă. Nu am mai putut merge la școală și în evoluția mea s-a produs o ruptură. M-am văzut nevoită să mă descurc mai mult singură. M-a mai ajutat fratele meu care traversa orașul ca să-mi aducă din puținul lui. Nici nu mai contează, dar nu ne-a fost ușor. E o poveste de viață mai... Soțul meu are mai jos, la vale, un serviciu auto. L-am văzut. Și e pasionat în general de conceptul de free energy. Nu știu ce înseamnă conceptul ăsta, dar o să-l întreb pe tăticu. De la telefon mai apar discuții. Și la noi apar discuții de la telefon. Că fata nu se satură de el. Nici a mea nu se satură de telefon. Poate o mai dezobișnuiești fără să fie scandal. Să încercăm. Să le faci soțului și fetiței un mic dejun. Ce vor ei? Omletă, sandvișuri, cereale cu lapte sau un platou cu ceva bun? Pentru masa de prânz să gătești ce știi tu mai bine și să îmbini cu ce vor ai mei. Dacă fata nu vrea să mănânce, sunt sigură că puteți ajunge la un consens. Nu lăsați treburile zilnice să vă îndepărteze vreo clipă. Rămâneți conectați că asta e cel mai de preț. Sper să te simți bine la noi. Amalia. Ce frumos! Mă așteptam să ajung la o familie formată din mamă, tată și copil. Nu mă așteptam la asta. Înțeleg că n-au avut o viață ușoară, au fost abandonați. E trist. Dar totuși, dacă au ajuns în stadiul în care sunt acum, chiar e bine. E după cum așteptam eu, o familie foarte frumoasă, unită, plină de dragoste, plină de normalitate. Mă așteptam să fie un pic mai pretențioși, mult mai cuvinte pe care să nu pot să le citesc. Au fost super, super și se vede că educația bate. La Târgoviște, Amalia e pregătită să-i întâlnească pe Petre și pe Alexandra, iar din câte se pare, ne dă târcoale o bucurie neașteptată. Pe tine? Alexandra. Alexandra, tu cu așa-i? Da. Îmi pare bine, Alexandra. Și acolo este? Bun. Unchiul tău? Da, la Amalia. Bine ai venit. Mi-a adus flori, mulțumesc. Ce frumos. Ba, ce fetiță frumoasă. Și brunețică. Ce frumos. La o fetiță, haide să spun. Nu mă așteptam să ajung la o familie monoparentală. Era departe gândul de așa ceva. Și să mă pun în postura mămicii, să fiu o mămică singură, să fiu într-un oraș și să nu ai pe nimeni. Nu cred că e ușor deloc. Adică îi place tine. Chiar mie am făceam griji că nu o să se înțeleagă cu mămica de schimb. Am zis, Doamne, ce se întâmple? Cred că am ceva lipici la copii. Dacă te-a văzut și a țipat, a vrut să te ia în brațe, gata, te-a apucut din prima. Da. Ești ce trebuie. Eu sunt educatoare. Super. Și se pare că simte. Da. Se pare că simte. Da, mi-a trecut și în clasa 0. Eu sunt doamna Amalia. Doamna Flori. Educatoare, lați copilași. Se pare o persoană, ce am observat la prima vedere, foarte curată, vine din condiții bune. Mi s-a părut simpatică, m-a impresionat faptul că Alexandra a țipat și a luat-o în brațe, mi-a plăcut foarte mult, m-a emoționat. Stați la casă, nu? Da, stăm la casă, avem un serviciu auto și... Aici, stați în sus? Aici, mai departe. Stă departe, undeva... nenii, la munte, foarte departe. Da, acolo e la munte, mami e la... Cum am fost noi, aer aproape. Curat. Îți place de mămica de schimb? E frumoasă, e de treabă, da? Inelele sunt roze.
e culoarea mea preferată. Preferată. Du-te, du-te, du-te. Du-te, du-te. Asta e culoarea ta? Da, roz, e culoarea mea preferată. Vezi? Ne înțelegem cu ceva. M-a îndrăgit din prima și sentimentul a fost reciproc. Este foarte drăgăstoasă. Și fratele mamei e de schimb, este foarte deschis. Cred că o să ne înțelegem bine și o să comunicăm. La Cărpiniș, Gabriela și gazdele îi speră la o întâlnire de bun augur, îndulcită de niște prime impresii cât mai plăcute. Bună seara! Bună seara! Bine ați venit! Bine v-ați Ionel! Gabriela, îmi pare bine! Bine ați venit la noi, la casa din ea! Bine v-am găsit! Bună seara! Ea e fica mea, bună. Melissa! Mulțumesc! Eu sunt Gabriela, îmi pare bine. Salut, mâna. Bunica lumele. Bine v-am găsit. Bine ați venit la noi. Pentru primire. Este foarte frumos la dumneavoastră. Da, ne bucurăm. Vă mulțumesc pentru... Vă place la noi. Sperăm că vă place dulcele. Sigur, mulțumesc frumos. Da. Mă simt copleșită. Și de unde ați venit? Mămica a ajuns la Târgoviște, județul Dâmbovița. Sunt divorțată. Da. Am o fetiță de 6 ani. La casă sau la... La bloc a ajuns. Noi avem un apartament cu 2 camere. Da. Stăm cu chirie. Am fost învățată să muncesc, să mă descurc. Am crescut într-un mediu nefavorabil. Și... Ca... Mai exact, în ce mediu? Eu am fost abandonată, am crescut la casa de copii. La casa de copii și ușor, ușor m-am ridicat prin muncă, prin răbdare. Nu e sub nicio formă ca aici. Chiar mă gândeam, e casa dumneavoastră sau pensiune, hotel, casă de vacanță? Nu prea am înțeles. Da, e casa noastră. Da. Și pe emoții. De la casa de copii. Am depășit. Sunt mamă la rândul meu și sper să fiu eu un exemplu mai bun pentru copilul meu. Reacția lui Ionel m-a surprins, m-a intimidat și mi-a arătat că e un om foarte sufletist și care cu siguranță a înțeles ce înseamnă și răul cândva mai de mult, poate. De la început am venit foarte sărac. Da, numai cu banii de drum. Ce am avut în buzunar, atât și cu haine împrumutate. Wow! Mă bucur, pentru că îmi dați mie o speranță că o să pot și eu. S-ar putea să nu vadă tigaia. Să nu ia, da. Dacă nu mergem să facem foc la plită. La plită? Pe lemne. A, super. Te știi? Nu, până n-am. A, asta? Da. Fac plăcerile la fată, așa consider eu și fac ce consider eu. Haide sus, haide sus. Haide sus. E supărată, mă? De ce e supărată? Îmi spui, te rog. Hai, spune-mi, că rezolvăm amândouă. Hai. Este cea de-a doua zi a schimbului de mame, iar la Cărpiniș, în mijlocul naturii, nu-i de mirare că Gabriela s-a trezit și odihnită și bine dispusă. Am dormit foarte bine. Am dormit profund și nu știu cum la somnul. Păi de la aerul de munte, somnul bun aduce odihnă, iar Gabriela n-ar vrea să rateze începutul de zi. S-a pus să ne apucăm două zi. În ordinea priorităților, mama de schimb își face planul și acționează în consecință. Să mă duc să îmi fac o cafea. Dar oare prin camera de alături mai doarme încă cineva? Merge să o trezim pe fetiță. Cam așa ar trebui, dar să vedem dacă avem succes și dacă somnul e încă profund. Hei! Neața, puiu. Mi-a spus mămica care e ritmul ei, așa că nu o să insist prea mult. Bună dimineața. Bună dimineața, o să te las să te trezești, puiu. Și după aia ne vedem la bucătărie, da? Bine.
Dar Ionel e deja prin zonă și o întâmpină pe mama de schimb, asigurându-se că totul iese în ordine și că ziua a început. Bună dimineața! Bună dimineața! Te-ai trezit? Da, am dormit foarte bine. Da? Da, n-am. Mă bucur. Zona e frumoasă, dar și timpul prețios, după cum are de aflat Gabriela la o cafea cu Ionel. Oh, ce peisaj! Poiana narciselor. Și chiar e plin de narcise? E plin, e un câmp plin de narcise. Să face o sărbătoare din asta câmpenească, să cântă pe scenă, vin artiști. Și aici vorbesc voi cafeaua? Da. De obicei, da? Da, aici venim noi la cafea, de obicei. Ce frumos e amenajat. Că e o priveliște faină. Da. Să văd toți munții. E frumos, jur. Da. Și un aer curat. Da. Foarte frumos. Da. Struții. Avem lacul și acolo... ăsta. Da, acolo sunt animalele noastre, struțelețe. Și trebuie să coborâm, să le facem curat sau ceva? Să de curățenie nu trebuie să le facem curățenie. Curățenie numai la iarnă, când o să intre în șopru. Cine consideri tu că muncește cel mai mult? Eu consider că muncesc cel mai mult și fizic și psihic. Le dau de lucru la angajați, la băieți și încă mai pun și mâna. Da, o faci din lipsă de angajați sau o faci din pasiune? Asta și din pasiune, dar și cu angajații mai greu. Că dacă eu nu-s prezent la service, treburile numeri, cum ar trebui. Și Amalia? Amalia se ocupă de fetiță, da, de curățenie. Avem și o angajată care ne ajută la curățenie, la interior, că îți dai seama că n-avem cum să facem față la două case atât de mari, să facem curățenie numai noi doi. Da, am văzut, e foarte curat. E foarte greu. Cred că Ionel încearcă să o protejeze pe Amalia cât poate de mult. Probabil din prisma faptului că a muncit el suficient de mult în toți anii tinereții, încât nu vrea să o mai expună și pe ea, sau poate că o iubește foarte mult și consideră că e meritul ei pentru tot binele pe care îl duce la cu și munca mult mai ușoară pe care o depune. Mă bucur că există și femei răsfățate în lumea asta. Că eu n-am avut norocul, dar poate o să-l am cu timpul. Concluzii intuite și confirmate. La Târgoviște, Amalia și-a început ziua cu gândul la nevoile fetiței. Bună dimineața! Bună! A dormit bine? A dormit binișor. Nu ca și acasă, dar normal. E bine. Normal. Mi-era dor de... Vrei să-i faci duc și lui mami de schimb să stea lângă tine, Ali? Ai dormit bine? Da? Ce vrei să mănâncă micul dejun? Ce-ți de mami? Mami îmi da celare. Mă facem împreună. Da, haide să mi-arăți de bolul, hai. Da? Până se obișnuiește și mămica de schimb, da. Ia să vedem, unde ai bolul? Uite bolul acolo. Aici. Da. Și-l vrei așa cu floricele? Și lăpticul mai încălzim sau îl vrei? Îl încălzim puțin, așa-i? Să vedem la aragaz. Petre, vei să mă ajut puțin la aragaz? Da, mămica, de schimb imediat. Îl pornește, rog? Da. Când îl deschizi, uite, apeși pe așa. Dar nu aveam cu ce să-l... Am înțeles. La Cărpiniș, ziua și intră în drepturi, că sunt multe de făcut, iar tatăl e nevoit să o ghideze un pic pe mama de schimb. Așa să-mi intre lumina. Fetița s-a trezit? Da, s-a trezit Melissa. Acum s-a dus la baie să spele pe dinți, ochișorii. Își face toaleta singură, de obicei? Da, ea se descurcă singură. Să îmbracă singură? Da, să îmbracă singură. Mă ajut un pic să îi aranjăm spatele? Sigur. Da. Așa. Sigur. Melissa s-a îmbrăcat singură? Da. S-a descurcat. Și acum ar trebui să-i fac un mic dejun sau mănâncă dimineața? Da, mâncă de dimineață. Ce trebuie să-i fac de mâncare? În principiu un ou, ceva, o omletă, un ochi și un pic mai moi. Da. Îi place gălbănușul ăla să fie mai moale. Așa le facem, da. Așa. Bun. La Târgoviște, micul dejun a ajuns pe masă, iar doi adulți privesc cerealele, luând seama la problematica alimentației sănătoase. Hai, papă, vină mai aproape. Așa, iubita mea. Cea mai frumoasă fetiță din cartier tu ești. Copiii tăi ce mâncă dimineața? Tot cereale cu lapte. Serios? Da. Ah, mă așteptam că tu ești cu un healthy food cu astea. E copilăria lor și eu am spus-o să-l am. Mănâncă numai prostii, numai dulciuri, am zis.
Da, a zis de copilăria lor, nu poți să le impui acum lor. Trebuie ocrotiți, dar trebuie și lăsați să... Mai ales acum cu internetul ăsta vede numai prostii, numai alea cele. Lectorii intră în magazine și au un suculeț de la mic și o pungă de snack. Mai trebuie... Mare! Mai trebuie oprită, nu? Mare! Maică sau oprește, maică sau o controlează. Șterge-te la guriță. Bravo, iubita mea. Fata mea mare și curată, da? În cealaltă parte, epoca asta modernă ne răpește deocamdată micul dejun, ascunzându-l printre tot felul de chipuri și senzori. Ți-ai apăsat acolo mai mult, până la 6-7. Cum sperăm că merge tigaia, o citește plita, o recunoaște. Păi, pe lângă o, mai mâncați ceva sau doar atât? Poate niște caști, tu, Melissa, ce ai mai vrea? Tu ce vrei? Simplu doar, nu? Da. Fără brânză, fără vreme roșii. Vreme moale sau mai tare să fie ouă? Moale? Da. Eu o să dau un pic mai tare, merge mai tare, e, nu. E nouă. E pe oricum, da. Viteza cea mai mare, da. S-ar putea să nu vadă tigaia. Să nu ia, da. Și tigaia este nouă. Dacă nu merge, o să facem focul la plită. La plită? Pe lemne. A, super. Te știi? Nu, păi hai să mergem, da, să facem acolo, direct, dacă aici nu vrea. Hai să încercăm la plita pe lemne, clasica. Da. Apelăm la ea. Așa că planul B ne așteaptă cu ouăle în tigaie. Dar tatăl are cu adevărat soluții alternative. Luați aminte. Ia să vedem cum facem. A, asta? Da, acolo. Și mâncarea, în general, o faceți aici, nu? Da. În caz că se ia curentul, noi avem și panouri fotovoltaice și eoliana ne mai ajută și alea, dar plita e un mare consumator de curent. E bine că aveți și altă variantă. Da, tot timpul m-am gândit și la variante, în caz că se ia curentul și nu avem în baterii, apa, hidroforul să ne meargă, să ne putem spăla, să nu depinde nimeni de curentul de la rețea, să nu depinde apa de la rețea. Așa. Eoliana e undeva la vârful dealului, la coama dealului. Când bate vântul, produce și aia ceva curent. De unde atâtea cunoștințe? Ați făcut cursuri, ceva? Nu, am învățat eu lucrând. Mi-a plăcut ideea asta să nu poluăm, să mâncăm cât de cât mai sănătos și să nu depindem de nimeni. Ei sunt obișnuiți cu situația. Și, într-adevăr, este ingenios, dar am dat așa un pic din coate, că nu știam ce și cum, nu știam ce o să fac cu plita. Sunt condiții extrem de bune, doar că nu sunt obișnuită. Fetii e foame, cred că ar trebui să mă trezesc de la 7 să fie gata masa la 9. Dincolo în soarele amiezii, împușcăm doi iepuri, un program sănătos și telefonul Batelvina. În regulament am văzut că ar trebui să stea cât mai puțin pe telefon și zic că ar fi bine să mergem în parc, așa-i? Vrei să mergi în parc? Hai să lăsăm telefonul și mergem mai bine în parc, da? Ca să ne distrăm puțin. Că ne dor ochișorii, da, de la atâta telefon. Ești fericită? E cu... Vrei să-ți iei sandalele în picioare, te rog frumos? Vrei să mergi cu fustița, nu vrei să-ți iei pantaloni mai bine? Ca să te poți da pe tobogan? Poți să te dai așa? Ești sigură? Bine! Mergem atunci. Te poți încălța singura? Wow! Hai, hai frumos. Hai că mergem cu mașinuța, da? Cu titiul mergem. Și nu știu, nu luăm ceva, o sticlă cu apă la noi, nu? Nu suc. Poți să-mi dai apă de pepene? Apă. Simplu. Cumpărăm de la shop acolo. Luăm de undeva. Ok, atunci. Și duși au fost, nu departe de casă, într-un loc frumos și răcoros, dar care nu-i garantează mamei că va fi de acord cu tot ce vede. Deocamdată Petre face prezentările. Aici suntem în parc la Mitropolie. Avem Biserica Mitropoliei chiar aici. E centrul orașului. Super. Zilele orașului se fac pe platou. Să mergem și pe platou să-i luăm apă la fată ce are nevoie. Și o să vedem și platou. Apă de pepene, ți-a nenicu, îți fac toate poftele. Când vine mami, te dai iar la regulamentul lui mami. Eu zic că nu e ok să faci chiar toate poftele, pentru că ea așa se va obișnui și crede că totul îi se cuvine, înțelegi? Totul îi se cuvine din partea mea, înțelegi? Din partea ta, e problema lui maică sau dacă vrea să o educe cum vrea, înțelegi? Da, trebuie să-i faci și tu un fel de limită. Ea o să crească și undeva pe la 14 ani, părerea mea, o să mă respecte. Deja atunci e adolescentă. Da, și nu o să mai am ocazia să-i fac poftele la 14 ani, că o să devină ea. Da, dar să le faci cumva...
nu știu, poftele așa cu moderație. Eu cred că merită tot ce vrea ea. Nu-i așa, Ali? Merită, dar cu măsură. Îi fac plăcerile la fată, așa consider eu și fac ce consider eu. N-are cum să-mi schimbe părerea nici maică sa, nici nimeni. E nepoata mea și indiferent ce s-ar întâmpla, n-am cum să... Da, dar am înțeles că nu stai foarte mult păi tocmai de-aia. Și de-aia vrei să-i faci coptele. Perioada asta când sunt eu cu ea, vreau ca în momentul în care ea o să audă că mă întorc acasă din străinătate, de la muncă, de unde mă duc, vreau să știe, a, vine nenicul acasă, vreau să bucure. Nu vreau să fiu persoana care să zic, a, nenicul mi-impune aia, nenicul nu mă lasă acolo. Vreau să fie bucuroasă, pentru că eu n-am petrecut mult timp cu ea, am lipsit mult din viața ei. Nu cred că este chiar în regulă să îi le ofere chiar orice, pentru că fata nu va mai avea nicio limită la un moment dat. De ce e supărată? Ia zi. Atunci. Lasă. De cine te-ai supărat? Are moment. Să vezi ce te gândil eu acum pe tine. Păi mai vrei să te fac avionul, a? A? Oh, hai de sus, hai de sus. O, de sus. Nu dă voie oarecum să intervin și asta mă exasperează. Hai să fac avionul, vrei? Ești pregătită? Gata, cam amețit. Unde vrei să mergem, ia zi? Toată atitudinea lui față de fetiță cred că provine din copilăria lor. Nevoia de atenție. Na, haide, dă mânuța la mine. Nu, și hai să fugim amândouă. Hai să vedem cine fuge mai repede. Hai, haide, facem fugi, concurs. Fugi, hai să facem concurs. Da, să nu facem cașa. Concurs. Hai. 1 2 3 și da, mă ții de mânuță, da? Hai să vedem. Ce e principii diferite, dar metodologia didactică pare să dea roade de la sine. Hai să vedem cine ajunge prima la. Au, ne-ți-ai pierdut sandala. Hai să o luăm repede, 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 repede. Pune-l picioruțul. Așa, hai. Hai să continuăm. Hai, 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 lasă-l. Hai. Unde sunt toboganele? Unde sunt? Uite la acolo, hai. La Cărpiniș, micul dejun devenit între timp prânz în toată regula, aduce poftă de mâncare și socializare. Dacă nu mânci acasă, stăm de povești. Da, eu sunt obișnuită ca acasă să îmi beau cafea și micul dejun de obicei îl sar. Copilul tot așa se trezește ca și la voi. Ăla e momentul meu de relaxare pe toată ziua. După mă ocup de toate cele în casă. Te ajută? Da, pentru 6 ani care are, chiar mă ajută. Eu am pus-o să dea cu mătura, cu aspiratorul, să curețe un cartof, să... Exact, după puterile Da. Și chiar dacă nu le-a făcut bine, tot timpul am aplaudat-o și... Da, e... M-am bucurat să văd că... Da, gestul contează că te ajută. Da, așa am fost eu crescută. Așa am fost crescută și așa... Așa mi-aș dori să crească și ea, să învețe, să descurce de mică, că dacă eu nu mai sunt mâine pe mine, ea chiar rămâne singurică și trebuie să se descurce. Bine să... Da, se descurce. Mi-a prins bine. Poftă mare să aveți. Da, mulțumim. Îmi pare rău că nu vrei să mânci și nu-ți tu. Nu-ți face probleme. Dacă o să mi se facă foame, o să mănânc. Sper că le-am făcut bune. Da, sunt foarte bune. Noi ne plac mai mult să întingem noi cu pâinea. Și noi la fel facem. Mm-hmm. Da, nici noi nu folosim tacâm, suntem... foarte normal. Ați foarte bun. Și mă bucur că sunteți la fel și voi. Da. Mă simt ca acasă. Tu ai ajuns pe mami la treabă? Da, numai că nu pot să curăț cartofi. A, nu e nicio problemă. Faci altceva? Macarne. Serios? Foarte tare. Eu nu m-am gândit să pun și eu palile asta. Da, noi oricum ne asigurăm cam aproape totul la Melissa, dar o punem și la treabă, să vadă și ea cum să șterge un pic de praf, cum să face mâncarea. Să fie independentă până la urmă. Bravo! Mă așteptam să fie mult mai răsfățată. Credeam că o să am probleme de comunicare, probleme de comportament, dar mă bucur că ești crescut așa frumos. Melissa e o fire foarte deschisă. E foarte frumos educată, felicitări! Da, mulțumim! La Târgoviște, supărările dese ale fetei își au explicațiile lor, iar educatoare fiind Amalia a depistat greșeli. Cu toate astea... Vrei să-ți iau apă cu pepene? Hai să-ți iau apă cu pepene. Vrei apă cu pepene? Stau aici. Stai aici. Hai să ne jucăm șotron. Vrei? Hai să văd dacă poți să sari într-un picior. E supărată, mă? De ce ești supărată? Îmi spui, te rog. Hai, spune-mi, rezolvăm amândouă. Hai. Îmi spui? Ce vrei să facem? Prea multă atenție, frate, dar e supărat. Uite, nu vrei să te cațeri acolo, că nu-i pentru copii mici. Vrei? Da. Dar ce vrei să faci?
Vrei să stăm pe bancă? Eu vreau un ceai. Un ceai vrei? Vreau un ceai cu zucchini. Hai, îți ia nenii cu tot ce vrei tu. Cert e că fetița e dezorientată și nu știe ce să aleagă dintre răsfăț și joacă. Amalia știe asta, dar se simte neputincioasă. Aoleu, v-ați satisfăcut poftele. Și un răsfăț, fata, dar mai cu limite. Era nu bine mai un gata, fruct. Nu mai mănâncă dulce, că trebuie era să bine un fruct, o banană, o piersică, ceva. Avem fructe, mâncăm și fructe, Ali, da? Ciocolata o să ne agite. E surpriză. Și nu ne face bine la butică. Ce e sucăria asta? E o figurină. Și suculeț. E un ceai. Hai să zicem că e un pic mai ok, dar prea mai bine o sticluță cu apă, părerea mea. Ea știe că nu e mami acasă și profită de faptul că nenicu îi face toate poftele. Am înțeles. Dar eu nu pot să impun. Trebuie să mă înțelegi și pe mine. Nu o fac că mi-e frică de ea sau ceva. Pur și simplu o iubesc prea mult și nu vreau să nici să aud reproșuri din gura ei sau să o văd că plânge. Nu pot. Și mi-e teamă de câte ori stau cu ea că o să am și eu copii și chiar nu știu ce o să facă. Nu sunt capabil să... Uite ce frumos, se duce fetița să arunce la gunoi. Uite aici. Îmi place că mi-atrage atenția cu dulciurile, cu astea, știu că are dreptate, nu mă deranjează. Sper că m-a înțeles și ea la rândul ei că perioada asta care am fost de parte de Alexandra mă face să fiu așa permisiv. Când o să-și implice ea regulamentul, să știe să-și impună. Că Alexandra e o fire mai dificilă acum în lipsa lui Gabriela. Și profită la maxim de faptul că Gabriela lipsește și nu mai există autoritatea asupra ei. Eu vreau să ajung taximetristă și apoi pe camion și... A, vrei să te faci taximetristă? Da. Nu mai pune. Ce fumiță ție, mai mare dragă, mă duci. Mai punem o porție? Cum să nu-ți fie de ochi? Wow, dar nu mai ești tu. Chiar de la De ce fain a ieșit. Super fain. Cea de-a treia zi începe la Cărpiniș de dimineață, când tatăl ajunge la serviciul lui, servisul auto de care se ocupă cu drag și simți de răspundere. No, aici e locul meu de muncă. Dimineața la 9, eu îți prezint aici. Aici e casa noastră, servisul jos. Da. Sus e locuința unde stăm noi mai mult. A, deci practic tu cobori serviciul la locul este de jos, muncă. Aici super. Casă. Deci serviciul tău e tot acasă. Da, exact. Între timp, în apartamentul din Târgoviște se aud niște bătăi surde. Amalia pregătește în avans prânzul și se asigură că are pentru cine-l face. Petre! Da, imediat! Vă plac grătărelele! Ce faci? Faci nițele? Grătărele o să fac în tigaia grill și cartofi paie, mă gândeam. Super, super, super! Și apoi și un desert clătite. Asta chiar nu știam, asta e prima oară când văd și am lucrat și în bucătărie. Ca să nu ne murdărim pe haine, să nu ne sară. Asta e super, asta o să-mi rămână în creier. Era ok o pungă, dar n-am găsit o pungă și am pus asta. Ești foarte descurcăreață, nici nu mă așteptam la felul în care arăți tu și nu mă așteptam să știi să gătești, să fii și așa practică, să te descurci cu ce ai prin casă. Aparențele înșală. E de apreciat genul de femeie și frumoasă și de casă, mai greu. Bravo! Păi vine dintr-o zonă cu oameni gospodari și harnici, un lucru văzut și mai apoi confirmat de Gabriela, într-o discuție despre pasiuni comune și aspirații. Eu vreau să ajung taximetristă și apoi pe camion și... A, vrei să te faci taximetristă? Și taximetristă și pe camion, șofer, pătir. Am categoria B și trebuie să dau și restul. De ce? De unde ți-a venit ideea să te faci taximetristă? Mi-a plăcut mai mult munca asta de bărbat în general. Am fost la spălătorie auto, tot cu mașini. Așa? Am lucrat ca cizmar, deci tot muncă de bărbat și acum tot în zona asta mă ajunge. Mie mult mai bine, da, mă simt mai interesant, bine. Ca o femeie să vrei muncă de bărbat, taximetrist. Da. Și după cum se știe, pasiunile comune leagă prietenii. Odată ce a aflat că mama de schimb e din aceeași brigadă, Ionel se simte în elementul lui. Deci asta e un elevator care se ridică mașinile, da, ca să nu stăm pe cric, să lucrăm incomod. De exemplu, acum băiețul a dat roata jos. Asta e rampă, vă uitați da, pe asta de e rampa, dar să nu mai o ridicăm mașina sus, îi băgăm pe sub ea și atunci... Foarte asta da. E aparatul de sudură, puneai de aparatul de sudură. Da, Nu știu cum arată un aparat de sudură cu argon. Ia să vezi. Nu mai sunt să te murdărești, că e mai mult. Nu e ulei aici pe jos.
Da. Aha. Vezi, o suspendăm un pic cu cricul ăsta, mașina, o asigurăm cu niște capre, ca să nu pice pe noi, da. Și schimbăm. Ăsta-i capătul de bară, botul, planetara, da. Pala de torsiune. No, ăsta mama, e deci chiar să vede tot. Aparatul de sudură, care e cu argon. Da. Da, normal trebuie mască, trebuie costum adecvat. Tăticul e super pasionat, se vede clar că a plecat cu mine să-mi arate unde e locul de muncă cu mândrie, cu pasiune. E foarte as pe tot ceea ce face. Asta e mașina de schimbat plumb. Anvelope, da? Iar cealaltă e de echilibrat. Schimbăm puțin decorul, ca Amalia le potrivește pe toate să fie gata în același timp. Iar Petre are ocazia să-i explice pe îndelete cum stau lucrurile pe la ei din punct de vedere intercultural. Vrei să te ajut să trag masa asta aici? Că da, noi de obicei o punem aici. Da, te rog, pune-o. Ok. Imediat. Sunt gata. Când e Gabriel acasă și mai vine prietena mea pe la mine și mâncăm, noi obicei stăm aici, în centru, știi? Da. La masa rotundă. La masa cavalerilor templieri. Să știi, noi suntem țigani ursari. Ne tragem din neam de ursari, așa ne zice nouă, țigani ursari. Și la noi să țin tradiții, dar nu așa exagerat cum era înainte. De exemplu, am o soră de 18 ani și e domnișoară. La noi e o mândrie, e o fală, ca fetele să-și păstreze virginitatea până înainte de nuntă și să se joace cămașa, știi? Băieții, la rândul lor, când iau o fată mare, adică domnișoară, trebuie să îndeplinească și niște condiții la rândul lor. Petrecerea dinaintea nunții sau când se anunță nunta și faptul că ei sunt împreună și se iubesc și da. Se iubesc, se numește rachiu. Și atunci e un fel de, cum ar spune la voi, anunțarea cununiei, viitoarei cununii. Și atunci se strâng toată familia, bătrânii, familiei, oamenii mai influenți și mai bogați și se anunță faptul că fata o să fie... Se căsătorească. Da, și că o să se joace cămașa. Aha. Atunci bărbatul e obligat să plătească lăutarii, petrecerea în sine, băutura... Că înainte, pe vremuri, nu era cum e acum atâta fal, atâta lux, opulență. Înainte se strângeau țiganii în case, în curți, pe unde apucau și plăteau damigianele de vin, cum era înainte, să plătea sau să descurca el. Era obligația bărbatului atunci. Și de obicei nu conta să împlinească ea majoratul. Era important ca băiatul să fie capabil să o întrețină la vârsta la care o lua. Aha. La voi în familie se mai păstrează ceva? La noi nu se păstrează. Adică special, strict în familia asta, adică eu cu Gabriela. Cu părinții mei, care am apucat să mă cunosc mai târziu, adică părinții noștri reali, da. La ei să țin. Bărbații nu poartă pantaloni scurți în preajma femeilor. Aha. Femeile, la rândul lor, când împlinesc vârsta de 12, 13, 14 ani, ar trebui să poarte fuste lungi peste genunchi și mai lărguțe, să nu scoată forme în evidență, să nu strânească niciun bărbat în casă, ați înțeles? Pentru că la noi se stă la comun, mai multe persoane în casă sau chiar dacă n-ar fi condițiile astea, tot se impun regulile astea. În cealaltă parte, un drum de câțiva kilometri anunță o programare respectată, iar tatăl îi prezintă mamei situația. No, ai văzut surpriza. Unde am ajuns? Gabriela a ajuns într-un salon unde, bineînțeles, merge și Amalia de obicei. E mama de schimb. El se ocupă de frumusețea soției, da? Și cum pe la noi mămicile se respectă, Gabriela nu are decât să se supună răsfățului, ocupând locul ce i-a fost rezervat. Bine, eu o să mă duc un pic prin oraș până voi terminați. Vă descurcați, bine? Da. Și acum îmi spui ce vrei să spun. Nu știu, aș vrea tot un soare care să... Nu știu, habar n-am. E scurt. Recunoaștem că la asta, cu părul scurt, nici noi nu ne așteptam, așa că nu puteam rata rezultatul final. Prin urmare, am fost martorii tunsorii și ai unui machiaj profesional. Doar privirile mele se mai trădează un indiciu. Nerăbdarea de la Târgoviște a luat sfârșit. Masa e deja pregătită. Hai să ne așezăm. Ok. Că deja pitica nu mai are răbdare. E fomință lui Alexandra și mă bucur că e foame. Înseamnă că am mâncat dulciul puțin. Nu vrei să încerci cu furculița? Vrei să mănânci cu furculița, Ali, sau mănânci cu mâna? Cum vrei tu mănânci? E ruptă de foame dacă nu vorbește de mine. Nu mai e. Dar carne de asta de pui nu vrei, că tu mâncai când îți făcea mami carne de pui. Nu vrei să încercăm să o guști măcar. Dar nu mănâncă carne de fel. Și salată? Cu... Nu vrei? Castravete? Pâine? Mai pune. Ce fumiță ție, mai mare dragă mâncă ție.
Mai punem o porție? Cum să nu-ți iei de ochi? Mm. A? Nu mai vrei? Mai vrei? Mai vrei? Ia și pe asta. Hai, las că spune Amalia. Cum să zice? Te rog. Așa foame ți-e? Nu mai zici nici te rog, nici mulțumesc? De ce? Cuvinte magice, nu-i așa? Te-ar fi urât. Crezi că te ștergi, te-ai mâncat cu mâna și te ștergi pe tricou. Primim orice. Dacă spunem te rog, mulțumesc, sunt cuvinte magice. Acum eu ți-am mai povestit așa despre noi și astea și mă gândeam și eu, poate ai avut și niște etape în viață care au fost mai dificile, dacă vreau să vorbim. Da, normal că am avut și eu etape. Părinții mei s-au despărțit când eu aveam 7 ani și în familia noastră nu a fost chiar roz. Vrei să te ajut? Din pricina tatălui, dar cred că a fost mai bine pentru că s-au despărțit și mama a avut grijă de noi în continuare. Salută! Și ne-a îndrumat pe cel mai bun drum și pe mine și pe sora mea. Mama ta ce profesie are? Croitoreasă. Croitoreasă. Și tata era șofer. Te-ai ambiționat într-un fel faptul că familia ta a trecut prin despărțirea asta și probabil că e o dramă și asta. Nu înseamnă că drama e mai mare ca a ta sau fiecare simte durerea și suferința felului. Dar păi, te-a, ambiționat asta vreau să te ambiționat să devii, să ai o profesie bună, exact. să fii stabil financiar. Eu mă gândesc, și sora mea a trecut prin chestiile astea. Și poate drama asta ta undeva chiar a fost constructivă. Că te-ai ajuns să, uite, ai o familie frumoasă, ai un soț probabil foarte iubitor capabil. Iubitor și capabil. Ce mai important, părerea mea ca bărbat, să fii capabil să-ți menții familia, cel puțin pe linia de cât e mai greu să se deschidă, preferă să asculte mai mult decât să se exprime, dar mare e important că a reușit, are o familie frumoasă, are un soț care o susține și asta e ce mai important, să reușești. Sper să-i urmăm și noi exemplu, și eu și Gabriela. Între timp, în cealaltă parte s-au făcut progrese considerabile, iar în aer plutește emoția unui nou look. Deocamdată, Melissa are onoarea de a trage un pic ochiul. Meli, ce zici? E frumoasă? Da! Te simți super fain! Mulțumesc! Câteva retușuri, iar odată cu apariția lui Ionel, o surpriză de proporții începe să prindă contur. Fetele, cum sunteți? Foarte bine! Cum e, tati? Wow! Dar nu mai ești tu! Chiar de la Vezi ce fain a ieșit! Super fain! Foarte bine! Dar ce șin! Aici e perciună, aici nu este! Da, interesant! Mulțumesc! Mulțumim mult, Dorel! N-am ce să mulțumim! Să rămână! O zi bună în continuare și încă o dată mulțumesc! M-am simțit răsfățată, m-am uitat în oglindă și eu nu mă mai recunosc pe mine. Parcă sunt un alt eu. Este ziua a patra, cea în care mamele își impun propriile reguli. La Târgoviște, Petre se auto-încurajează în felul lui. O să vină mămica de schimb, da? Și o să ne spună regulamentul ei. Pentru că până acum am ascultat de regulamentul lui mami tău și de acum încolo o să ascultăm și de regulamentul lui mami. Da, uite că a venit și ziua schimbării. Doamne ajută! Stai cu minte! Să vedem alte reguli și să vedem dacă sunteți de acord cu ele. Ok, stai nu să-i pun. Sunt complicate, după părerea mea. Unul dintre ele ar fi faptul că Alexandra stă prea mult pe telefon și aș vrea să-i facem un program. Sunt foarte de acord, dacă ești pregătită să lucrezi cu ea și să... Vino încoa. Să... Auzi, Alice, aici, mămica de schimb, că stăm trebuie și pe să telefon, schimbăm program. Așa, o jumătate de oră, da? Și apoi facem alte activități. Haide să-l și lăsăm din momentul ăsta, bine? Hai ca să ascultăm noile reguli. Bun, deci cât o să fiu aici, o să stăm puțin pe telefon, ne jucăm, ok? Și iarăși telefon și tot așa, pentru că dacă stăm prea mult, nu ne face bine. Îți place să decupezi și să faci chestiuțe din hârtie, da? Trebuie să cumpărăm
În magazinul ăla care... Uite, că avem aici, uite, avem o foală albă și putem să o folosim. Găsim o foarfecă, da? Hai că facem decorații, Ali, decorații. Petre, aș vrea să ne oferi din timpul tău pentru a merge în oraș, cu ocazia asta să-l vizitez și eu. Cum nu am drag, fost niciodată aici și nu aș vrea să ratez ocazia. Avem câteva obiective, avem și noi într-un looking. E câteva locuri frumoase care ar trebui văzute, mm-hmm, dacă tot ai. Și vii cu noi, da? Cu mare drag. Oh, super, mă bucur. Cam astea ar fi... Dacă mă așteptam pare... la un regulament mai așa, mai tough, mai mă așteptam. Ai văzut că nu e chiar așa. Nu, ești o minte deschisă și mă bucur mult de tot că... Ok. În decurul de la Cărpiniș, Gabriela se pregătește să dea glas noului ei regulament. Mai întâi de toate, câteva explicații de pregătire. Deci eu cât am stat aici, am văzut și lucruri care se pot schimba. Dar din respect pentru voi, ca familie, pentru mine a fost ca un concediu, nu vreau să schimb nimic. Consider că dacă toți suntem aici, ar trebui să facem un regulament împreună. Se scriem poate. Ce mai e de făcut, unde am putea să mai ieșim sau... Eu îți propun să mergem astăzi într-o excursie la Roșia Montană. Super. În astea trei zile am putea merge și cu mocănița. Mi-ar face o plăcere. Da. O să ne plimbăm cu trenulețul ăla de agrement. Foarte tare. Și ca să-ți placă mai tare, o să mergem cu tractorul. Ah, super. Asta îmi place. Nu e greu, că și eu pot să conduc. Deci tractorul este foarte ușor de condus. La Târgoviște, Amalia vine cu vești noi și se pare că telefonul din mâinile fetiței e condamnat la singurătate. M-am întors! Am fost la magazin și am cumpărat ceva ca astăzi amândouă să facem împreună. Ia să vedem. Știi tu ce e aici? E de bucătărie. E de bucătărie. Înseamnă că ce o să facem amândouă? Da, eu n-am de la... E shorts, e pentru tine și am luat unul și pentru mine. Vrei să facem împreună ceva bun? Da. Uite, și-am mai luat ceva. De ce mai avem nevoie? Ce zici că o să facem cu acesta? Facem pizza! Pe aproape. Gogoși. Mă ajut? Hai să lăsăm telefonul ca să ne putem înțelege mai bine. Lăsăm aici, să-l închidem, să nu ne mai deranjeze. Așa. Ești pregătită? Da. Vrei să încerci șorțul? Da. Mai zic să facem palme. Hai să vedem dacă-ți vine. Uite, ai și din asta. Ce? Wow! Ce zici, îți place? Da. Da. Haideți să ți-l pun aici. Aici poate pun lucrurile. Exact. Wow! Super! Ia, rotește-te așa. Bam, 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 bam. Ești super pregătită. Comandușa aia. La Cărpiniș, cu așa un nou regulament, distracția e garantată pe un traseu special spre vestitele cariere de la Roșia Montana. Veniți-vă bine să nu vă lăbiți. Ele ai grijă la cap. Țineți-vă mâinile. În cele din urmă, drumul prin pădure s-a lărgit, fiind pavat doar cu zâmbete și voie bună. Am ajuns în zona carierei, de unde priveliștea îți taie pur și simplu respirația. Ce frumusețe! Wow! Na, ce zi, mămica? Mă simt la place aici, la Roșia Montană, la cariera de aur. Foarte frumos, mă simt mică rău de tot, mă simt. Da. Acum stăm pe bogăția României, aurul României. E aici sub picioarele noastre. Wow. Hai să vezi ce frumos se vede de aici. Mamă, ce frumos. Aici este o altă carieră, ce unde s-au exploatat la suprafață. De aici căra cu camioanele, sterilul. De aur, îl ducea undeva la niște concasare, jos, la gura minii și zdrobea bolovanii ăștia mari, îi făcea mărunt și din nisipul respectiv alegea aurul. Și piatra asta de mână la mine conține ceva aur. Ai văzut la televizor problema cu aurul de la Roșia Montană? Am văzut ceva, da. Vechea mină de stata noastră s-a închis. Da, noi n-am mai putut funcționa. Nu știu dacă ai auzit, avem și galerie romane
Adică? De pe vremea romanilor, a dacilor. De ce au săpat în pământ? Pentru a descoperi cât mai mult aur. Na, ei din asta trăiau pe vremea aia. Da. Uite, s-a și făcut turnul Eiffel din aurul nostru. Da, din bogăția de la Roșia Montană, multe țări s-au dezvoltat. Băi, ce deșepte ești, mă, copilul. Da, și multe. S-a făcut și ăla de la, din Italia. Da, de la Roma. Vaticanul? Vaticanul, da, cu o parte din Vatican e construit cu aurul de la Roșia Montană, care stăm noi aici. Să mergem după ei să ne luăm ce e al nostru. Tot metaforic vorbind, la Târgoviște, planul Amaliei de captare a atenției e încununat de succes. Bine, bine. O să punem făina. Și întrebă ce facem cu asta? O să vezi tu, mai încolo puțin. Ai vrea să spun și ție într-un bol separat. Ce zici? Da? Hai să găsim un bol. Iar implicarea fetiței în procesul de creație o face să uite de orice altceva. A, așa, ca să facem împreună. Și trebuie amens cu laptele? Da, o să punem oul. Oul mai tii? Da, o să spun și ție puțin, dar nu o să-l pui tot oul tu. Îți spun eu de aici, de la mine. Uite așa, perfect. Bun, și acum o să punem drojdia. O să stau și ție, da? Da. Ia și sfarmă acolo. Uite. Ok, o să punem și sare. Puțină, puțină, ca să aibă puțin gust. Așa. Și acum o să folosim mânuța pentru a face coca. O să punem și lapte. Asta e laptele meu. Bun, nu o să punem foarte mult. Așa, ia încearcă să vedem ce o să-ți iasă. Punem mânuța acolo. Păi, dar cum trebuie să facem? Nu putem să facem cu utelul, că nu o să reușești. Uite așa. Cum mă vezi pe mine? Ia, fă și tu. De ce să-ți fie frică? N-ai făcut cu mami niciodată? Da, nu, și da, se spală. Avem apă, pune mânuța și faci. Ce fină e făina. Bă, știu, dar... Dar nu folosim cuvinte, bă. Vorbim frumos, că suntem fetițe. Pune un deget prima dată, așa. Mai pune un deget. Și apoi toată mâna. Aia e. Da, așa e. Vezi ce grea e munca la brutari. Bă, eu fac și de asta. Nu mai folosim cuvântul, bă. Nu-mi place. Îți spui Amalia. Ok? Pui la mine Amalia. Da. Și cum spui ca să te ajut? Care erau cuvintele magice? Te? Te rog frumos. Așa. Păi, te-ai văzut, ai spus te rog frumos și aș fi venit. Ce greu e, asta e munca, vezi? Nu e ușor să muncești. Și cu grijă. Mie mi-e frică la rupturi. Hai, mă, ies afară, că nu-mi plac. Nu, stai, mă, Melike. Dar nu-mi plac gâzele. Tăte, ce e așa greu? Vezi? E greu să faci de mâncare? Vezi că și la mami e greu să-ți facă ție? Tu trebuie să o asculți. După ce am vizitat cariera la Roșia Montana, ne așteaptă un traseu off-road de toată frumusețea. Iar chiotele din mașină spun totul despre această aventură. Ne așteaptă o vizită la una din galeriile principale. Cum a fost, mamă? A fost... Prin baltă. Te-ai lovit? Nu, că m-am ținut bine. Ești ok? Da. Nu te-ai lovit, nu? Bine să nu vă zgâriați în spini. Măi, că am crescut la țară. Nu, no. Ce rece. Vezi, e răcoare. De așa intrăm la 7-10 grade. 7 grade? Da. Wow. Aici e o galerie veche. Veneau aici minerii, da? Și săpau cu dalta și ciocanul. Cu dalta? Da, de exemplu, asta e dalta. Da, așa? Și îl loveau cu ciocanul. Ah, ciocanul. Da, știu, da. Asta ca să dezlipească piatra minereu de... Ce tare. Așa, și asta îl scoteau afară, cu vagonetul, cu animalele, cu măgare, cu caie. Piatra asta.
Am și piatra asta o băgau niște mori cu un casoare, care o zdrobeau mărunt, făceau nisip. Și din nisipul ăla obțineau aur. Și până unde puteam să mergem? Galeriile este au kilometri. A, păi da, nu mergem kilometri. Noi la Roșia Montană... Ce sunt astea? Sunt niște musculițe, niște special de... Nu îți fie frică, că nu te mâncă. Nici mie nu-mi plac. Bun. Nu, galeriile este să unesc undeva, într-un loc, ca o intersecție cu sens giratoriu, cum ar fi în oraș. Și după o iepă unde vrei, nu? Sunt 107 km de galerie la Roșia Montană. Așa am auzit și eu, că n-am fost să văd... 107 km. Exact. Păi și aici e închis? Da, momentan este închis. De ce? Nu se mai lucră, nu se mai exploatează. De ce? Chiar nu mai există aur? Ba, există foarte mult. Și ce nu luăm? Chiar lost? Deocamdată nu se mai lucră, nu știu din ce motive. Dar e păcat. Hai să mai mergem mai încolo? Mergem, da. No, se poate? Da, se poate. Numai încetul să nu te lovești. E foarte, foarte așa, moale. Și cu grijă. Uaa, mie mi-e frică rău. Cât de muște. Nu, hai. Nu, ies afară, că nu-mi plac. Nu, stai, mă, Melichie. Nu faci nimic. Nu, vezi, galeria asta merge kilometri. Vezi, că nu se termină. Nu-i vedem capul. De acolo se ramifică, se duce în alte direcții. Hei, am călcat pe ceva. E noroi. Haide, hai. E noroi, nu-ți fie haide, frică. Haide, haide, haide. Gata, eu am ieșit de aici, că nu-mi plac. La Târgoviște, Alexandra se distrează de minute bune în bucătărie, atentă ca primele ei produse de patiserie să fie de calitate superioară. Ok. Hai să vedem. Ce putem face? Păi, deocamdată fix ce faceți acum și apoi o mai vedea. Să nu uităm totuși de cum trebuie să arate produsul finit. Bun, și acum o să-i facem formele. Hai, încearcă să-l întinzi și tu. Ți-am dat și ție aici pahar. Nu pot eu. Hai, încearcă. Tati, ce e așa greu? Vezi? E greu să faci de mâncare? Vezi că și la mami e greu să-ți facă ție? Tu trebuie să o asculți. Hai să te ajut. Vezi, în schimb, că mami îți face de mâncare, tu trebuie să o asculți, să fii cu minte. Vezi că te fac mămicile și cât e de greu. Răsucești de pahar. A, așa. Hai, hai. Uite că ai reușit prima. Hai și a doua. Rând pe rând, rezultatele aurii încep să apară ca niște medalii pufoase. Uite, astea ce le-ai făcut tu. Cu ce vrei să le decorăm? Uite, vrei să pui zahăr? Da. Așa. Wow! Parcă sunt mințe. Wow, ce frumos ai făcut, Alexandra. Și cele mai frumoase gogoși din lume. E și așa? O să-ți fur una doar pentru mine. Chiar din ale fetei vrei să-i mănânci? Cea mai bună gogoșică. Uite, vrei? Unde punem ciocolată? Punem aici așa în mijloc? Ce apetisant! Te spui și ție? Da, și eu o să-mi pun. Te iubim și lui mami? A meritat efortul. Care l-am făcut? Sunt bune? Îl las și la mami. Și din pură mărinimie avem un prim cameraman satisfăcut și imediat. Cea de-a cincea zi începe la Târgoviște conform dorinței mamei de schimb, cu o vizită la cel mai important punct turistic al orașului. Bun venit la curtea dumneavoastră, mămica. Aici e turnul Chindiei, cel mai reprezentativ punct turistic al Târgoviștei, cred că al Dâmboviței. Făcut în secolul al XV-lea de către Vlad Țepeș, în a doua lui domnire, servea la protejarea tezaurului și punct de pază. A fost și foișor. Chiar frumos! Nu este cea mai mare construcție, dar e foarte frumoasă și reprezentativă. Păi nu mergem sus de tot. Mergem decât să facem o poză, facă nenică o poză și mămica, da? Haide! Încărcată de istorie, zona poartă de secole, întâmplări, legende și esențe ale romantismului. Rar de mai gândim la ele, așa că ne bucurăm când contextul ni le scoate în cale. Ce mișto! Am uitat cum se numește mănăstirea. După o scurtă incursiune în istoria țării românești, unchiul și mama de schimb o duc pe fetiță într-un loc care îi pare mult mai interesant. E foarte drăguță. Bravo. Uite maimuțele. Uite-le. Uite, uite următoarea pușcă. Are și o căsuță? Toate au căsuța lor. Tigru siberian. Fă-i cu mâna la urs să te filmezi și eu. Hai să vedem câți urs sunt aici, hai să-i numărăm. 1, 2, 3,
4. Ponei! Îl cheamă Nandu. Uite ce nas lovit are, vezi? Ia, uite ce frumos! Wow. Nu atacă, vrea să o impresioneze pe fata asta, vezi? Ai văzut? Sigur, este o chestiune de vârstă, la care culorile, penajul și asocierile dintre viața reală și cea de poveste fac din grădina zoologică o destinație reușită. În munții Apuseni, săptămâna de relaxare continuă pentru Gabriela. Am pregătit Bughi să facem o tură cu el. Da. Te bagi? Da, de ce nu? Nu știu dacă... Te ține? Să-l conduci. Este aici, ca să-i zic ce să fac. Iarăți. Dacă are permis de conducere, mă gândesc că... Pedala asta e accelerația. Asta e frâna. Da. Pedala de frână. Deci cu dreptul accelerația și cu stângul frâna. Și? Aici dai în față și în spate. Bun. Pornește normal ca și o mașină. Okay. Da, dai la automat. Gata, o pornim. Dă accelerare. Către Melissa. Așa. Bun, și accelerează ușor. Așa, dă-i. Bravo. Dă-i. Accelerează. Exact, ok. Bun, acum dă-i în față, în D. Așa. Așteaptă-mă la bancă, că vin și eu cu tractorul. Da. Însoțită de Melissa, mama de schimb are parte de puțină adrenalină. Într-un vehicul care nu am știut exact cum se numește. Dă-i durează tare, că altfel nu urcă. Sigur, puteam să căutăm pe internet, dar uneori e bine să te mai și miri și să spui că nu știi. Deci dumneavoastră știți cum se numește vehiculul? Îmi place să mă plimb cu Buggy pentru că e distractiv și mă mai plimbă tati, mă mai plimbă verișorii. După un sfert de oră de plimbare pe cărări de munte, mama de schimb ajunge de fapt la destinația intermediară, acolo unde o așteaptă un tractor, care arată și el într-un mare fel. No, fetele, v-ați descurcat? Da, noroc cu Meli. Ce zici, facem motoră și cu tractorul? Mai hai să fac. La ce este el folosit de Ionel, aflăm imediat. Pune contactul. Da. Ok, avem tot pornit, totul e perfect. Ținte bine, da? Da. Ia viraj maxim. Ia tare de volan, tare maxim. Ok, atât. Așa. Bun. Și mergem spre copacul ăla. În dreapta de volan. Așa. De aici acuplăm 4x4 de butonul ăla. Ăsta? Da. Atât, gata. Acuplăm 4x4. Ok. Perfect. Mergi pe partea asta ca să tocăm și lângă brazdă. Ah, să nu mergem pe aceeași urmă. Da. Da. Am întreagă tocătura. Da. Așa. De... Roata să meargă pe tocătura. Da. Aia din dreapta. Ah, ok. Exact. Așa. Menține direcția. Da. Ca să putem toca... Frumos. M-am dat cu atât de multe... M-am dat cu tractorul, m-am dat niciodată. M-am dat cu Huggy Buggy ăsta, iar nu m-am dat niciodată. Foarte multe activități pe care mi le doream, le-aș fi vrut să le trăiesc și le-am trăit acum, în câteva zile. Super! Mergem pe șină! Câine, du-te! Bun, aici e vagonul nostru. Ziua 6 începe la Roșia Montana cu un alt lucru inedit pentru Gabriela, care adună într-o săptămână mult mai multe amintiri decât ar fi crezut înaintea participării la emisiune. Ne bucurăm pentru asta. O vopsită, parcă. Da. Era altă culoare. Da, nu ne-a mai dat cu bocănița, dar era alt vagon. Da? Cu cine ți-ai dat tu, Meli? Cu mami și cu tatii? Și cu fratele. Da, au venit fratele de la București și apoi ne-am plimbat cu ei. Face gălăgie mare? Da. Da? Bună, da, aici. Da, e nimic.
dori să fiu și o mică iar, să mă fi născut aici, în Oslo. Să știi că ești foarte norocoasă că ai o astfel de familie și astfel de mediu. Că eu, din păcate, am trăit cum am trăit și am avut multe lipsuri și cred că de-aia am și greșit așa în viață și n-am continuat cu școala și tu trebuie să ajungi mare și o să ajungi că ai și familie, ai susținere și financiară și emoțională, lucru pe care eu nu l-am avut. Și oameni care să aibă grijă ca tu să faci chestii. Sper să fii conștientă de lucrul ăsta, să-i respecti tot timpul, să-i iubești și să-i asculți, că e foarte important. Da, și sunt sigur că o să-i asculți. Ești un copil bun. Dar ai vrea să-ți faci încă două mâncăță? Un bișor. Serios, da? Vreau. O să iubesc pe fata mea mult. Mai avem, noi două fetițe. Da, mulțumesc, chiar vreau. Mulțumesc mult. Vrei? Da, brave. Sunt gata? Sunt scurtă la lapte. Da, vreau mâncă. Bravo. E o fetiță norocoasă, după cum am spus. Are de toate. În primul rând are mamă și tată. Cel mai mare punct de sprijin al unui copil. Acum ne întoarcem la Târgoviște, unde a sosit momentul unor prime concluzii după o săptămână experimentală. Cum ți s-a părut, Ali, mama de schimb? Ți-a plăcut cu mine? Cam bine. Bine? Mi-a plăcut foarte mult că m-ai înțeles pentru faptul că Gabriela nu e prezentă și nu am control de plin asupra comportamentului lui Alexandra și... Mănâncă ce vrei tu, Ali. Mănâncă de la mine, mănâncă de aici, dacă vrei salată, da? Mi-a plăcut foarte mult faptul că ne-ai înțeles, că nu ne-ai judecat, ai fost foarte implicată cu fata, asta m-a impresionat foarte tare. Mi-a plăcut foarte mult gesturile care le-ai făcut. Nu știu pentru tine dacă a fost un lucru major, dar pentru mine mi-a plăcut faptul că ai cheltuit banii în buzunarul tău ca să îi cumperi fete, să-i faci surprize, să o atragi lângă tine. Poate asta faptul face, că ai un copil, îmi face știi? Plăcere, da, exact. Da. Și știu cum... Și din zi în zi am început să te înțeleg mai mult. În prima oară aveam așa o, nu știu cum să zic, tu vii dintr-o lume cu stabilitate financiară mai bună ca noastră și întotdeauna mă gândeam, zic, Doamne, fata asta are figuri, fata asta ne vede în alți ochi și eu mă judecam singur fără să o faci tu. Da. Deci una peste alta a fost bine săptămâna asta, a fost nu? Super. Nici nu mă așteptam, sincer, vă spun din tot sufletul, nu mă așteptam. Vroiam să știu eu personal ce crezi că ar trebui să schimbăm la Alexandra sau la felul în care o creștem noi și... În primul și în primul rând, cred că are nevoie de mai multă atenție. Ok. Că am văzut că e foarte... caută atenție. Da. Și băreață. Da. Și cât mai multă prezență a mamei în viața ei și în educația ei. De exemplu, eu consider că telefonul în viața lui Alexandra e prea mult. Da, asta am și zis. La telefon... se poate mult mai puțin și dacă se fac activități cu ea, atunci chiar uită de el. La Roșia Montana, după plimbarea cu mocănița, Ionel continuă să o protejeze pe Gabriela. De aceea alege el să facă puțină ordine, ce-i drept cu produse care îi ușurează munca și pe care el însuși le recomandă. Spor să Ionele! În tot acest timp, Gabriela încearcă să-și pună ordine în gânduri și în emoții. Știe că va veni momentul concluziilor și nu ar vrea să se piardă nimic din ce ar vrea să le spună celor care au primit-o cu brațele deschise. Asta se întâmplă la ceas de seară. Mesaj din suflet pentru familia Epure. Dumnezeu mi-a demonstrat încă o dată ce mult mă iubește și m-a trimis într-un loc minunat, cu oameni calzi și de calitate. Aici te-am întâlnit pe tine, Ionel, și pe minunata ta fiică Melissa. Aveam percepții greșite la adresa oamenilor cu un potențial financiar, iar voi, oameni calzi, ați reușit în câteva zile să-mi demonstrați contrariul. Mulțumesc tatălui Ionel pentru toate experiențele trăite, pentru locuri, pentru timp, mă scuzați, și pentru că m-a făcut să mă simt ca acasă. Nu am cuvinte să descriu ce am simțit. Știu sigur că vă sunt foarte recunoscătoare și că voi purta în gând multă vreme amintirile acestea frumoase și pe voi, oameni calți și blânzi, în sufletul meu. Noi am încercat să facem tot posibilul ca să te simți bine. Nici nu pot să vă explic. Așa facem cu toți oamenii care ne calcă pragul. Sunt sigură. Toată experiența asta mi-a dat un refresh
și nu cred și nu știu dacă o să mai am ocazia să trăiesc la fel de frumos și la fel de bine ca aici vreodată. În afară de momentul în care am născut fetița și am fost foarte fericită, nu cred că am mai trăit vreodată asemenea emoții și atâta bucurie. Cu tot confortul și binele de aici, dorința mea e să-mi văd copilul, să-l strâng în brațe. Mi-e dor de familia mea, vreau să o văd. Mi-e dor de și pereții casei și mobila casei. Ori de câte ori vrei să vii la casa din deal, ești bine primită și binevenită. Poți să-ți faci o echipă cu prietenii, cu neamurile, cu cunoștințele și puteți veni în concediu. Cu siguranță o să ne strângem și în vacanța de iarnă. Asta e cadou din partea mea. Mulțumesc mult! Ionel este un om foarte bun, un om onest, care ar face bine la fiecare pas dacă ar putea. Este un om darnic, harnic. Cred că soția lui este foarte mândră că are un om atât de deosebit și este un familist convins care simte nevoia să protejeze la fiecare pas. Mi-a luat și asta. Am pus și gogoși. Mama, lasă, ești un bucătar iscosit acum? Este ultima zi a schimbului de mame. Amalia se pregătește să-și ia la revedere de la Petre și de la nepoata lui după o săptămână în care a încercat să aducă lumină și căldură în casă. Pa, mi-a părut bine! Mulțumesc! Ești o drăguță! Pa! Ciao! Fă-i bye-bye, fă-i bye-bye. Și Gabriela se pregătește să plece după o vacanță pe care a meritat-o din plin. Mama, mai avem un mic cadou pentru fetița ta. Niște hăinuțe. Pa, cu cât te plec de aici. Mele. Mulțumesc da. Mult. Mulțumesc. O, ce drăguț ești. Ei, drăguță. E fetiță? Da. Mulțumesc tare mult. Să sperăm că lucrurile și oamenii din munți îi vor da putere să realizeze în viață ceea ce își dorește. Cu multe cadouri oferite din suflet, Gabriela pleacă spre casă, la fel și Amalia, iar cei trei se vor întâlni la mijlocul drumului dintre Târgoviște și Roșia Montana, la Sibiu, un oraș pe care dați nevoie să vi-l prezentăm din nou în câteva cadre. Merită! O mai las să plece? Nu, nu-i mai dau voie să plece. Am și puține emoții. Puțin mai multe. Și cățelușul. Mai vreau experiența asta? Nici eu. Bună. Amalia. Gabriela, îmi pare bine. Haideți să mergem să stăm undeva jos. Ha. După o săptămână, cei trei se vor așeza la o masă și vor discuta despre toate cele întâmplate. Cum a fost la mine acasă? A fost bine. Despre fetița ta pot să spun că este un copil bun. Din prima a fost foarte drăgăstoasă cu mine, a venit cu brațele deschise, a fost foarte fericită când m-a văzut și asta m-a bucurat foarte mult. Ne-am înțeles foarte bine, am făcut activități împreună. Mulțumesc, mă bucur mult. Și a fost foarte receptivă. Cu fratele meu, cum te-ai înțeles? Cu fratele tău, la început a fost așa cumva mai distant, mai... Dar apoi e un scut de apărare. Au intrat toate pe făgașul normal și ne-am înțeles chiar bine. La fetiță am observat cum e de fapt și la mea, cu telefonul. Da. Da, să cam
exagerează puțin. La mine chiar exagerează. La și tine am văzut că am putut să stăm pe activități chiar și 3 ore până să ceară telefonul. Ce mă bucur. Condițiile au fost ok? Condițiile au fost ok. Ala, asta mă gândeam mereu la tine. Curat. Că am văzut unde trăiești, am văzut ce lux ai și mi-era un pic teamă. Și tu cum te-ai simțit la noi? Eu m-am simțit ca într-un concediu, ca o oportunitate, așa, nu știu, pe care nu consider că aș fi putut să o am fără voi. Cred că ai înțeles că lucrez la un azil, da, după un minim de și economie și nu mă descurc cu wow cu banii. A ta și meritai asta. Mulțumesc. Și chiar vorbeam și cu fetița, poate să veniți să vină și ea la ponei, la... I-a spus de ponei? Da. Era încântată? Pentru că la zoo am văzut ponei și struți. Da. Și... ți-ai adus aminte de casă. Exact, da. Dar a fost bine că a fost fetiță. Da. Și mi-a alungat oarecum dorul de fată. Asta. Pentru că îmi plăcea să-i prind părul și mi-a amintit de Melissa. Asta am zis și eu. Același lucru, că m-am bucurat că ai avut o fetiță, ai o fată foarte deșteaptă. E un copil foarte bun, foarte curios. Ionel e... e o gazdă bună, a fost o gazdă bună. Ionel e omul cu care te vindeci, îl pui la rană și te vindeci. E un om cald, blând, se stresează foarte mult, discret, o face discret, dar simte nevoia să protejeze, să nu simtă... nevoile pe care le-a avut el în copilăria lui. A fost un om la care eu nu mă așteptam să intru în casă. Da. Și e un om, n-ai cum să nu-ți placă, să nu-l agrezi, să nu-ți intre la inimă. Da. E un om foarte bun. Ești foarte cu plăcere, n-ai pentru ce mai meritul tău. Cred că ești foarte mândră de că ai un așa soț și un așa tată pentru copilul vostru. Este, da. Mi-a făcut o impresie extraordinar de bună. Se merită unul pe altul, sunt doi oameni frumoși și o familie frumoasă, unită. Cele două mame revin acum în familiile lor. M-a ajuns acasă! Da. Cu multe bune într-o parte și cu multă speranță la mai bine în cealaltă parte. Această experiență mi s-a părut interesantă, dar nu aș mai repeta-o, pentru că nu pot să stau departe de cei dragi ai mei. Asta mi s-a părut cel mai greu. Nu mai plec de acasă. Ce mă-și facă? Îți place cuțu? E cumpăratul, nu? Da! E mai mult un cadou așa. Ce-i bobocul? Tu-ți gata! Da, te nu-mi chei! Ești pe mine în brațe, nu mă pup! Mă, da! Mă, gândiți, e rău! Cum a fost cu mami de schimb? Bine, bine! Bravo! Ce bine! Așa am vrut să-ți fac și eu surpriza asta. Putem trecheama în ciocolată? Ciocolată! Ce-ți doreai tu foarte mult? În câine! Ce-ați mai cățeluș! L-ai luat de la mămica de schimb acolo? Da, mi l-a dat cadou, mai mult. Ciocolată! E vaccinat? Da. Mă bucur. Pregătește-te că ai de cărat. Fiți mai jos. Păi, mi-a dat hăinuțe pentru fată. Cadouri de la toți prietenii lor, de familie, pentru mine. Mi-a dat o punguță cu rechizite. Wow, jucării! Jucării! Zi, mulțumesc, Meli! Mulțumesc, Meli! Uite-te acolo, Ali! Ali, ia uite-te la mami! Uite-te acolo și zi, mulțumesc, Meli! La cameră, la cameră! Mulțumesc, Meli! Ce ți-a plăcut? Ți-a plăcut cu mămica de schimb? Da! Cum o cheamă? Am, da! Și-a fost bună cu tine? Da, uite-o pe mine! Ia zi lui mami, ce ți-a luat mămica de schimb? Ce surpriză ați făcut? Ți-a luat ceva? Da, mi-a luat! Ai grijă la ciocolată, da? Ia, rate, ce? A zis că ți-a făcut și o surpriză. Mi-a luat de asta. Wow. Da. Lego. Vine cu un setul ăsta. Da. E așa drăguț. Și mi-a luat și asta. Am pus și gogoși. Mama, lasă, ești un bucătar iscosit acum? Și asta. Foarte frumoasă experiență am trăit.
aș mai repeta-o. Am învățat multe și de acolo. Și cel mai mult, cred că am învățat să-mi prețuiesc ce am și mai mult decât prețuiam și să privesc mult mai atent la ceea ce contează de fapt. Amalia ne-a spus că nu a avut nimic de învățat de la cei din Târgoviște. Mama s-a bucurat când prezența ei, fetița, a uitat de telefon. Ea spune că Alexandra ar trebui implicată în mai multe activități. Gabriela afirmă că această experiență i-a schimbat viața. Acum petrece mai mult timp cu fetița ei și nu o mai răsfață. Cele două familii păstrează legătura. Wow, ce bine arată! Ție-ți place? Nu știu, că n-am gustat. Te bagi, hai, te ajut eu dacă nu închep. Te împing, fac. Păi eu n-am cum să mă bag înăuntru, că pilne paianje. N-are nimica, că iei cu părul, hai. Hai, intre. Acum aducem pisicile? Nu, acum trebuie să curățăm apa. Și cum facem asta? Ne gândim. Cum ne gândim? Aoleu, ai bine, nu puneam, le punem înapoi. Dar nimic nu te descurci singur. Da, mă descurc singur la orice, pentru că asta singură foarte mult. Nu, de tot mă chem la toate să te ajut. Este mai frumos când facem totul împreună. Da, mai frumos. Pentru tine e mai frumos.